Când am citit acest volum tulburător, am fost obsedat. Poate sunt pe aici oameni care au văzut, care își mai aduc filmul lui Zeppelin, Romeo și Julieta, și cu acea baladă superbă, What is the Youth, Impetuous Fire, What is a Maid, Eyes and Desire. What is the Youth? Așa. Exact acest amestec la fecioară, la feminitatea absolută, amestec între gheață și dorință, mi s-a impus mie, așa, ca metaforă obsedată sau mai mă rog, ca o esențializare a acestei cărți. Este practic o gheață fierbinte sau un foc rece. Într-o epocă în care poezia înseamnă 90% fiziologie, în care se preferă excrețiile și secrețiile de tot felul, Ioana Cupărvulescu recultivă manierismul, cultivă formele barochizante, cultivă lirica trubaduresca, poezia metafizică, poezia încifrată. Este o poezie pentru inițiați și chiar titlul ei ne face să ne gândim la continuu. Nu vreau să spun că dacă n-ați citit Viața începe vineri sau Viitorul începe luni, dacă nu știți cum navighează ea pendulând între epoca lui Carol I, epoca lui Carol al II-lea și Ferdinand la mijloc, nu veți înțelege cu poemele de aici. Dar dacă nu țineți cont de această obsesie a continuității, de această dorință de a arde antinomiile, de a pune într-o legătură osmotică eros, thanatos, vis, realitate, viață, moarte, lumină, umbră, toate devin un continuum în ceea ce s-a zis înainte, în acest păianjen textual, păianjenul, pânza, arahne, fiind ceea ce îi leagă perfect pe Ioana de Mircea Cărtărescu. Vă spun că în poemele acestea, că lirică trubaduresca, arături de o reluare foarte subtilă a lui Arghezi cel din Duhovnicească, și l-am descoperit și pe Emil Bota, într-un loc, într-un el cu poem mare, Întunecatul Abril. Închei prin a vă spune că volumul trebuie citit și ca o sumă de capcane, de mistere, se citesc în oglindă Eros și Thanatos și Eros, e bun pentru iubitorii de filigrană și de dantelărie. Primul poem, deci la primele pagini avem: nu te întreabă dacă vrei, dacă ești de aceeași părere, dacă îți poți permite. Nu știi dacă e iubirea, dacă e moartea, dacă nu cumva veți fi trei, dacă tocmai asta ți-ai dori sau ai fi preferat o zi de odihnă. Cine ești, vrei să întrebi, dar n-a cum să o zici, e aici. Asta este la început și la sfârșit în oglindă, cum o fi, te întreb, dar n-a put să zici, e aici. Și în alte părți are, nu e aici. Mă rog. Deci vreau să vă spun că pentru amatorii de citit cu lupa, este o carte ideală și e o carte care face un mixaj perfect, osmotic, între minte, între senzualitate și cerebralitate. Vă mulțumesc!